Esențial joi, 31 martie 2022, ora 16:08. Hot News RO. Fostul ministru Mihnea Costoiu, rector al Universității Politehnica București, a fost condamnat joi de Instanța Supremă la 3 ani de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru abuz în serviciu, în dosarul privind baza acutezătorii, în care a fost acuzat că ar fi prejudiciat Ministerul Educației cu peste 10 milioane de euro printr-un act încheiat cu Fundația Dinu Pescariu în 2009. Decizia nu este definitivă. Mihnea Costoiu, Ager Press. Magistrații înaltei curți de casație și justiție l-au condamnat pe Costoiu la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, cu termen de încercare de 4 ani. El trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, la una dintre următoarele instituții: Administrația Domeniului Public București, Sector 1 sau Arhiepiscopia Bucureștilor, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. De asemenea, Instanța Supremă a decis confiscarea de la Costoiu a sumei de 267.577 de euro și a menținut măsura sechestrului asigurător pe mai multe bunuri ale acestuia. Decizia instanței nu este definitivă. Ce acuzații au fost aduse lui Costoiu în acest dosar? În martie 2018, Mihnea Costoiu a fost trimis în judecată de procurori anticorupție pentru abuz în serviciu, în același dosar fiind dispusă soluția clasării în cazul lui Dinu Pescariu, ca urmare a lipsei de probe. Potrivit DNA, Mihnea Costoiu, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Educației, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. În perioada martie-septembrie 2009, Mihnea Cosmin Costoiu, în calitatea menționată, cu încălcarea dispozițiilor legale privind bunurile proprietate publică, a încheiat cu Fundația Dinu Pescariu un act adițional la un contract de locațiune încheiat anterior cu Regia Autonomă, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Actul adițional a fost încheiat fără a exista o aprobare dată printr-o hotărâre de guvern, fără organizarea unei licitații publice în condițiile legii, precum și în lipsa avizului direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului, spunea DNA. Conform aceleiași surse, documentul a fost încheiat în condițiile în care Ministerul Educației Naționale dăduse în judecată Fundația Dinu Pescariu pentru rezilierea contractului, procesul fiind la acel moment în curs de judecată. Procurorii susțin că situația creată prin semnarea actului adițional era menită să oprească procesul în care Ministerul Educației Naționale solicitase încetarea contractului de locațiune. Prin această modalitate s-a cauzat Ministerului Educației Naționale un prejudiciu în valoare totală de 10.796.662,8 euro, reprezentând diferența dintre valoarea reală de piață a chiriei în sumă de 11.741.662,8 euro și suma efectiv plătită de Fundația Dinu Pescariu de 945.000 euro, mai spunea DNA. DNA preciza că a fost dispusă soluția clasării în cazul lui Dinu Pescariu, deoarece nu există probe. Aceeași soluție a clasării a fost dispusă în cazul altor trei inculpați, deoarece prin raportul de expertiză criminalistică s-a stabilit că semnăturile de pe actul adițional la contractul de locațiune nu erau ale lor. Mihnea Costoiu, Ecaterina Andronescu cunoștea totul în Ministerul Educației, nu am semnat nimic fără știința ei, am semnat ca la notar, practic. Mihnea Costoiu, secretar de stat în Ministerul Educației pe vremea când era condus de Ecaterina Andronescu, a afirmat, în timpul procesului de la Instanța Supremă, că nu a semnat niciodată vreun act fără știința acesteia, adăugând că fostul demnitar cunoștea totul în minister. În 2009 eram secretar de stat la Ministerul Educației. Eram numit cu recomandarea doamnei Ecaterina Andronescu. Insist să spun că am fost numit la solicitarea doamnei Andronescu pe baza relației de încredere acumulată în peste 20 de ani de colaborare. E important să spun că am primit dreptul de a semna în locul dumneai în lipsa sa. Erau trei ordine de ministru ce vizau atribuții stabilite de dumneai mie. Niciodată nu am semnat vreun act fără știința dumneai. Ea cunoștea totul în minister. Eu nu decideam în locul ministrului. Nu exista să semneze altceva decât ce indica dumneai, a declarat Mihnea Costoiu în instanță, conform Ager Press.
El le-a spus judecătorilor că tot ce a făcut a fost să semneze un act adițional de îndreptare eroare materială, la solicitarea fostului ministru. Contractul inițial nu are semnătura mea. La momentul semnării acestui act adițional mi-a fost prezentat actul cu eroarea materială ce trebuia rectificat. Spun foarte categoric, nu am încheiat eu actul. Eu am semnat o îndreptare de eroare materială la cererea doamnei. Am semnat practic un act adițional rectificării. Aveam în față actul adițional cu eroarea materială. Eroarea materială era aceea că pe el scria Fundația Dinu Patriciu, dar deținea toate datele Fundației Dinu Pescariu, ca să fac o comparație. Am semnat ca la notar, practic. Am semnat actul care corecta actul adițional semnat de doamna Andronescu. Eu nu am intervenit pe actul de îndreptare a actului adițional, a afirmat Costoiu. Potrivit acestuia, Ecaterina Andronescu i-ar fi spus, expres, să refacă actul adițional pentru a corecta numele de Patriciu cu cel de Pescariu.